Una din cele mai grave și amenințătoare boli rămâne maladia HIV-SIDA. La 1 decembrie s-a marcat și în România Ziua Mondială de Luptă împotriva maladiei HIV-SIDA. În anul 2018, la nivel mondial, 37,9 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre care 36,2 milioane adulți și 1,7 milioane copii. În România, conform Organizației Mondiale a Sănătății, în iulie 2018 existau 15.661 persoane infectate cu HIV, cu o prevalență de 0,1%. În România, conform Organizației Mondiale a Sănătății, în iulie 2018 existau 15.661 persoane infectate cu HIV, rezultând o prevalență de 0,1%, iar la 31 decembrie 2018 au fost raportate de către Compartimentul pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV-SIDA din România, din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase Profesor Dr. Matei Balș, un număr de 7.786 cazuri HIV și 16.106 cazuri SIDA. Un număr de 188 cazuri cu vârste între 15 ani, sub 15 ani, și 15.322 cu vârste peste 20 de ani. În anul 2018 au primit un număr de 12.862 pacienți tratament antiretroviral. În județul Neamț, datele statistice se prezintă astfel. În anul 2018 s-au depistat 13 cazuri noi de infecție cu SIDA și 8 decese, iar la sfârșitul anului se aflau în evidență 455 cazuri de infecție cu HIV, din care 272 cu SIDA. În primele 9 luni ale anului 2019 s-au depistat 17 cazuri noi de infecție și a existat și un deces. Pentru județul Neamț, datele statistice se prezintă astfel. În anul 2018 s-au depistat 13 cazuri noi de infecție HIV-SIDA, s-au înregistrat 8 decese. La sfârșitul anului trecut se aflau în evidență 455 cazuri de infecție HIV, din care 272 cu SIDA. În primele 9 luni ale anului 2019 s-au depistat 17 cazuri de infecție HIV-SIDA și s-a înregistrat un deces. La nivelul județului nostru, bolnavii de HIV-SIDA sunt tratați doar în două spitale, respectiv la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, unde sunt și cei mai mulți bolnavi, și Spitalul Municipal de Urgență Roman. În județul Neamț, în cadrul secției de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, sunt înregistrat un număr de 228 de pacienți HIV pozitiv cu infecție HIV-SIDA sau boală SIDA, care sunt în supraveghere activă. Dintre aceștia, un număr de 208 sunt în tratament cu medicamente antiretrovirale. Iar secția de boli infecțioase a Spitalului Municipal de Urgență Roman are în supraveghere activă un număr de 65 pacienți, dintre care un număr de 54 necesită tratament de specialitate cu antiretrovirale. Târgu Neamț? Târgu Neamțul, pacienții aceia se adresează la Piatra, pentru că aceste tratamente se acordă doar la aceste două spitale